Elevul lui Gabi Hormuz a câștigat proba de 100 de metri, iar în cea de 200 de metri, Mihai Militaru a venit al doilea. El va merge astfel la etapa finală a campionatului național Under-18 programată peste două săptămâni pe 22 și 23 iunie tot la București, cu bilanț similar în cele două etape, locul întâi la 100 de metri și locul al doilea la 200 de metri.